Să trăim prin binecuvântarea Duhului Sfânt. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Rugăciunea Domnului Hristos cu privire la trimiterea mângâietorului este împlinită de multă vreme. Ne putem bucura astăzi din plin de binecuvântarea prezenței lăuntrice a Duhului Adevărului prin credința în Iisus Hristos. În Ioan 7, 38 și 39 citim: Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea Domnul Hristos despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Fiecare credincios poate să trăiască zilnic prin binecuvântarea prezenței reale a Duhului Sfânt, care va aduce în suflet dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și vânarea poftelor. Direcția lucrării Duhului Sfânt este de a ne conduce la Domnul Hristos, de a-L cunoaște și de a fi modelați după chipul Lui. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Ellen White ne spune: Duhul Sfânt înalță și preamărește pe Mântuitorul. Este lucrarea Lui aceea de a prezenta pe Hristos, curăția neprihănirii Lui și mântuirea cea mare pe care o avem prin El. Hristos spune: El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Duhul adevărului este singurul învățător eficient al adevărului divin. Cât de mult trebuie că prețuiește Dumnezeu neamul omenesc, că a dat pe unicul Său Fiu să moară pentru noi și apoi a împuternicit pe Duhul Său Sfânt să fie învățătorul și călăuzitorul permanent al celui credincios. Vă invit să cerem în rugăciunile noastre zilnice ca Duhul Sfânt să coboare în sufletele noastre și să fim binecuvântați zi de zi cu prezența Sa înviorătoare prin credința în Domnul Hristos. Pentru că suntem flămânzi și însetați după neprihănirea și viața Mântuitorului în noi, se va împlini cu siguranță această făgăduință. Voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odrazele tale.